ziua și bine v-am găsit. Astăzi o să începem filmarea asta cu o mică introducere ca să vă zic cam despre ce este vorba. În tot acest timp apicultorii își bat capul cum să alerge mai mult după miere, cum să extragă mai multă miere, dar problema este că de aproximativ 2 luni de zile numai ploi și ploi și ploi, iar mâncarea în stup s-a cam diminuat. Și dacă tot nu prea avem ce face cu albinele, măcile s-au împerecheat, de acum nu mai avem prea mare lucru ce să facem decât să rezolvăm anumite anomalii, așa că ne-am apucat să facem câte ceva. Vă rog să priviți filmul mai departe. Iată, într-un cadru mai antic, așa, ne apucăm astăzi de... Ce facem, tati? Ce facem? Ia spui la nenea ce facem noi. Spălăm stupul. Spune-i lui nenea. Nu peți un pic. Da. Și ce facem noi? Trebuie să ne apucăm așa să mai igienizăm câte o ladă. Poate un pic alien, tati. Da, tati. Un pic alien. Așa, un pic. Și... spălăm câte un pic, câte o ladă. Un pic, da. Eu, în general, igienizez lăzile toată vara. Nu poți de... peți? Da, tati. Nu poți peți? Nu. Și igienizăm lăzile toată vara ca să fie curate, nu, tati? Cum le igienizăm? Prima dată le spălăm, nu? Da, le spălăm prima dată. Acolo? Da, poți să bași cu un pic acolo. Apoi țăm. Apoi curățăm, da. Și iată așa facem noi la stup, fiindcă toată lumea arată caturi cu miere, știu eu ce mai lești de apicultură, noi spălăm lăs, da? Spălăm lăs, tati? Da, spălăm lăs. Iată cum spălăm noi lăzile. De ce trebuie să spălăm lăzile, tati? Ca să fie curat. Să fie curat. Ca să poată să doarmă albinuța bine, da? Poate să doarmă albinuța bine. Poate un pic aici, un pic, e un pic a... e nu un cape. E un pic murdar și un cape? Deci, acesta este stupursul după ani de zile de folosință, aproximativ, nu știu, vreo 7 ani. Am spălat și zona asta de... cu sită. Ce este, tati? Sită! Așa, tati, bravo! Asta ce e? Acela este plăcuța de zbor. Plăcuța de zbor. Plăcuța de zbor, da. Aruncă. Da, da. Acolo zboară albinuț. Ce face asta? Ce face? Nu-i voi tati acolo? Cade jos? Este un pic mare. E un pic mai mare. Hai încoace. Hai să terminăm cu lada asta. Și mâine o să revenim cu un alt filmuleț. Da. Mâine o să revenim cu un alt filmuleț unde montăm lada și o să o flambăm un pic. Ce facem la lada? O flambăm. Dăm foc. Nu-i dăm. Nu-i dăm foc. Nu. Îi dăm foc. Îi dăm foc la lada să ardă. Nu. Ca să fie curată. Nu. Păi iade. Păi strică lada. Se strică lada la carte. Am înțeles tot. Nu. Cam atâta pentru ziua de azi. Ne revedem și mâine. Zi, tati, cum zicem la nenea ăștia care ne urmăresc? Zicem la revedere. La revedere, nenea. La revedere, nenea, tatăl care ne urmăresc. Ne întâlnim și mâine când terminăm cu această ladă. Acum, un pic arde. Acum, mâine, când o să-i dăm foc, da. Bine, numai bine, până mâine. Da, îi dăm foc, îi dăm, nu? Îi dăm foc, da, tati. Bine. Numai bine.